vei la etapele de viteză demi-fond până în fonduri, general, și locurile cele mai bune mi-au surâs la etapele de viteză și demi-fond. Și anul 2019 a fost un an foarte bun, locul 1 viteză matur, locul 2 demi-fond, la pui locul 1, 2, 3, 4 a fost ocupat de altul, după aia de la cei în primii 10 am avut 6 porumbei, deci astea sunt categoriile pe care mă satisfac și îmi plac mie foarte mult. Porumbei din crescătoria mea sunt majoritatea Van de Paș, Gabi Van de Nabele, Jansen din linia lui Lovieche este, deci tot pe Van de Paș, Van Dic, Chea Bosua, deci cam ăștia ar fi porumbei care s-au consacrat la mine în crescătorie. Metoda de concurare este natural, că nu am timp de văduvie, deoarece când sunt la servici, porumbeii vin acasă, se văd, stau împreună toată ziua și nu am cum. Deci metoda naturală am jucat-o din primul an de concurare. Împerecherea se face cam în 20-25 februarie, îi las să scoată câte un rând de pui, să crească doar unul, să nu slăbească porumbeii. Nu, asta iar în timpul sezonului de zbor, problema este după ce ouă îi lăsăm să clocească și când e perioada de scoatere le aruncăm sau îi mai lăsăm până să plictisesc ei de ouă. Deci metode secrete nu am pentru a face porumbeii să vină acasă. Asta mai sunt alte cazuri care s-au spart ouăle, le pun altă pereche de ouă să mai clocească, deci să aibă locul de cuib asigurat. Când bat masculii la cuib, cam nu îi angajez la etape, sau femelele când le simt că ar trebui să ouă, iară nu le angajez, că sunt pierderi foarte mari. Am pățit acum vreo 3 ani la o etapă de Târnava, unde am angajat 80 de porumbei și am pierdut 25 de femele. Și deci sunt, din proprie experiență, trebuie să mai faci cu ei câte una altă, să nu-i angajezi sau să-i... Asta, când lipsește perechea, vine altul, să-mi perechează ei cum vreau, la natural, deci nu eu. Dar, în primul caz, îi împerechez cei mai buni zburători cu cei mai buni zburători, ca să lăsăm câte un pui să vedem rezultatele lor. Dacă părinții au fost campioni, s-ar putea să iasă puiul campion sau să meargă la vecinul a doua casă să nu mai vină înapoi. Sunt și cazuri de astea, da? Încercăm să scoatem pui buni. La matcă am în jur de 30 de perechi, din care reproduc 100 de pui, care până la începutul zborului mai rămân 90-80. Acum depinde de uli, cum se pierd pe aici prin zonă, că sunt foarte, mai sunt crescători aici în jurul nostru, în jurul meu, și când s-a dus pui acolo și nu mai vine înapoi, normal că m-am despărțit de el cu totul. Pui concurez cap-coadă, 8-10 etape câte sunt, iar la lotul de zbor angajez în jur de 100-120 de porumbei maturi. Deci din anul nașterii pui zboară cap-coadă toate etapele, 8-10 câte sunt în planul de zbor. Anul următor zboară iarăși cap-coadă porumbei, deci până la fonduri, și care nu-și fac baremul sau norma la o categorie, sunt eliminați din crescătorie, că deoarece nu poți face performanță cu numai să ții cote suprind, că ei se înmulțesc, sunt mulți și produsele sunt scumpe, mâncarea este scumpă și atunci mai bine eliminăm și mergem cu mai puțin, dar buni, părerea mea. Mâncare folosesc cum folosește toată lumea la sac, mâncare este clasicul și mâncarea asta dusă din Ungaria, care o mănâncă tot sezonul, puțin lungită cu niște porumb, iar în timpul sezonului dată mâncare la sac, aceeași mâncare de la prima până la ultima etapă, deci nu schimb mâncarea în timpul sezonului, produse niște vitamine, trebuie ajutați porumbei. Eu am constatat că selevitul este foarte bun și nu este așa de scump. Mai este avifarmul, iarăși toleaminul, care se le mai folosesc în timpul sezonului, o glucoză, o lămâie cu miere de albină când vin de la zbor, oțetul de mere, asta iară foarte bun pentru porumbei și astea sunt produsele. Nu scumpe, dar trebuie folosite, că dacă nu le folosești, nu faci absolut nimic. Toată lumea dă și dacă nu le-ai dat,
porumbei vin acasă, dar nu în timpul favorabil. Deci tratamente le fac iarnă de tricomonoză, coccidioză. În timpul sezonului de zboruri, la 2-3 săptămâni, tot tricomonoză și pentru căi respiratorii. Ornii specialul este foarte bun pentru căi respiratorii și ronidazolul pentru tricomonoză. Iar la pui, de la înțărcare îi vaccinez, la 3 săptămâni le fac replay-ul al doilea vaccin și porumbei sunt într-o stare foarte bună de sănătate. Mai este BS-ul care se folosește la pui iară când se văd că au probleme, dar în general în ultimii ani nu am mai avut probleme cu pui. Dacă sunt sănătoși și ăsta, vin și de la zbor acasă. Dacă nu au sănătate, nu se poate face performanță cu porumbei. La matcă nu prea folosesc consanguinizarea, doar infuzia de sânge. Mai prefer să introduc un porumbel 2 străin pe crescătorie, să vedem rezultatele lui, dar nici cu aia nu am răbdare foarte multă decât un an, doi. Anul puilor și anul următor la maturi. Dacă puii reproduși din acei porumbei nu dau satisfacții, sunt eliminați. Îi dau cadou sau le dau drum afară, cea mai bună metodă. Decât să-i dai la altul să te înjure, să te blasteme, mai bine îl lași porumbelul să zboare. În 2013 am fost campion național, locul 2 național la general cu o femeluță reprodusă de mine, 884001, care a fost locul 2 național. În fiecare an sunt campion județean la viteză demifond general, ASPID. Acum de câțiva ani s-a introdus și partea asta provincială cu zona de vest, zona cu tare, zona cu tare. Am luat, de exemplu, și anul ăsta am luat 3 cupe pe partea provincială. La maturi am avut iar locuri foarte bune. Fiecare an pe locuri județene sunt în top și în top național până în locurile 10. Iar la pui, cum am mai enumerat odată, în anul 2019, în primii 10, am avut 6 pui, dintre care locurile 1, 2 și 3. Locul 1 crescător cu 6 locuri de 1 pe lansare și eu zic că porumbeii sunt buni și dau satisfacție. Deci mă pot mândri cu acești porumbei.